Centrul turistic pentru activități culturale și sportive din localitatea mehedințeană Lupșa de Jos, comuna Broșteni, a fost binecuvântat ieri de Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Centrul cultural face parte din proiectul Moșteniri la granița Dunării, desfășurat sub formă de parteneriat între Primăria Kladovo din Serbia, Primăria Broșteni, Episcopia Severinului și Strehaiei și Asociația Fiii Lupșei. Centrul are ca scop promovarea folclorului autentic românesc, dar și activităților sportive. După slujba de binecuvântare, în sala mare a centrului turistic a avut loc festivalul Fulgi de Veșnicie, ajuns anul acesta la a 10-a ediție. Acesta a fost primul eveniment cultural desfășurat aici, după încheierea proiectului Moșteniri la granița Dunării. Aici s-a realizat un cămin cultural cu mai multe funcțiuni. S-a realizat pe un proiect în care este parteneră și episcopia noastră, un proiect ce a fost depus de primăria din Kladovo, iar primăria din Broșteni și episcopia Severinului și Strehaiei sunt parteneri în acest proiect, în care deopotrivă partenerii și aplicantul principal, primăria din Kladovo, se bucură de realizări frumoase, de o bună implementare și astăzi bucuria acestor realizări și împliniri se împletește cu bucuria prilejuită de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Aici, an de an, se vor desfășura diferite evenimente culturale, serbări, programe de colinde se desfășoară an de an, se păstrează foarte bine obiceiurile, datinile și tradițiile locului. Fără cultură nu se poate desfășura o activitate în comună și am ales această zi în preajma nașterii Domnului, care este o zi memorabilă pentru noi ortodoxi, și am căutat ca în aceste zile de liniște, de cugetare, să împărtășim la toți cei care suntem împreună în comunitate lucruri bune. Am organizat împreună cu școala și o serbare pentru sătenii acestui sat și nu numai, și pentru din celelalte sate ale comunei Broșteni. Sigur, e un moment care pe mine mă bucură, că din partea Episcopiei Severinului și Strehaiei participă cam fiecare an Preasfințitul Episcop Nicodim. Ne face mare cinste pentru acest eveniment și pentru prezența domniei sale. În cadrul festivalului, elevii școlii gimnaziale din comuna Broșteni au prezentat un program artistic intitulat Tradiții la nașterea Domnului. Membrii grupului Izvorașul al Episcopiei Severinului și Strehaiei au susținut un recital de colinde, iar ansamblul Brâulețul al Școlii Populare de Arte din Târgu Jiu a susținut un program de folclor autentic. Am putut fi alături de toată lumea prezentă în această seară cu copiii școlii gimnaziale Broșteni, pregătiți de colegii mei, de doamna profesoară Brezoi Sândica. Am avut sprijinul primăriei comunei Broșteni atât în realizarea activităților culturale, a serbării organizate la sfârșitul semestrului din acest an. Îmi place absolut tot ce se petrece aici, îmi place muzica și jocul și mă simt extraordinar de bine. Cum a fost această seară petrecută aici, în satul Lupșa? Păi foarte frumoasă a fost deocamdată, că încă nu s-a terminat. Așteptăm balul și petrecerea acum, să jucăm și să ne simțim bine. Totul a fost foarte bine, a fost o atmosferă extraordinară. Mi-a plăcut foarte mult grupul Izvorașul, care este încântător de fiecare dată, are un repertoriu extraordinar și a fost totul foarte bine. Ce ai pregătit pentru această seară? Am pregătit niște hore frumoase pe care sper să le joace oamenii de aici, pentru că sunt hore de mehedinți de aici, de la ei, hore de Banat, și sper să ne simțim bine împreună.
Festivalul Fulgi de Veșnicie, ajuns anul acesta la a 10-a ediție, a fost inițiat în anul 2010 de Asociația Fiii Lupșei.